Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vom vorbi despre numerele mari. Ce sunt numerele mari și de ce este necesar să știm să lucrăm cu numere mari? E bine, numerele mari sunt numere ce nu pot fi stocate în tipurile de date cunoscute de noi până acum, adică int și long long. Dacă avem o problemă în care ni se cere, de exemplu, să adunăm două numere mari de 500 de cifre, trebuie să implementăm aceste operații generale. Așa că acum, în prima parte, vom implementa adunarea, scăderea și compararea a două numere mari. Haideți să începem cu începutul. Să spunem, de exemplu, că vrem să stocăm numărul x egal cu 124. Cum vom stoca acest număr? E bine, vom stoca acest număr astfel. Pe prima poziție voi stoca numărul total de cifre, în cazul acesta 3. Pe următoarea poziție voi stoca cifrele numărului, dar în ordine inversă. Aici voi pune 4, aici voi pune 2 și aici voi pune 1. De ce le stocăm în ordine inversă? Cum definesc un număr mare? Hai să scriem și C-lion-ul. Voi defini numărul maxim de cifre, în cazul nostru va fi 501. De ce definesc 501? Pentru că noi în poziția 0 vom stoca întotdeauna numărul total de cifre. Deci pentru un număr de 500 de cifre voi avea nevoie de 501 elemente. Acum că am definit cât este maximul, hai să ne facem o variabilă a noastră. TypeDev va fi un vector denumit număr mare care va avea maxim 501 elemente. Așa am definit noi un număr mare. Să scriem prima operație, citirea unui număr mare. Voi citire, parametru număr mare x și aici, bineînțeles, declar număr mare a și dau citire de a. Cum voi citi eu numărul acesta? Voi citi numărul acesta ca un șir de caractere. Așadar, declar un șir de caractere s de lungime tot max pe care îl citesc, sin de s. Până acum totul este foarte simplu. Am discutat că pe prima poziție voi stoca numărul total de cifre, așa că ne luăm o variabilă n în care vom stoca lungimea totală a numărului nostru. Folosesc funcția stringlen. Am discutat despre această funcție la șirurile de caractere. Noi trebuie să stocăm numerele în ordine inversă. Hai să scriem și aici indicii jos de tot. Avem aici indicele 0, aici voi avea indicele 1, indicele 2 și indicele 3. Eu trebuie să stochez în ordine inversă, așadar fac un for care să pornească int i egal cu, de unde pornește? Pornește de la 3, adică pornește de la lungimea numărului nostru, pornește de la 3 și se încheie la 0, i minus minus. Și voi spune că x de n minus i egal cu int, convertim s de i minus 0. Ok, deci variabila noastră s stochează șirul de caractere 124. Acesta este un șir de caractere și aici avem variabila noastră x. Prima oară va lua x de n, cât e n-ul? 3, minus 3, 0. O greșeală, trebuie să pornim de la n minus 1. Să corectăm și aici, pornim de la n minus 1. De aceea este foarte bine să faceți informatica pe caiet, vă dați seama de aceste greșeli. Deci pornim de la 2 și avem x de 3 minus 2, adică x de 1, adică poziția 4, este egal cu s de i. Cât este i-ul? Hai să scriu și aici i-ul meu, să avem i-ul, să nu ne mai pierdem. Cât este s de 2? 0, 1, 2. S de 2 este 4. Int de s de i minus 0 convertește caracterul 4 în numărul 4. Forul nostru continuă. Acum i-ul cât va fi? I1 va mai fi 2, I va fi 1 și avem 3 minus 1 x de 2 este egal cu s de 1 este 2, x de 2 va fi 2. Trecem mai departe, I1 nostru va fi 0 și avem x de 3 minus 0, adică 3, va fi egal cu s de 0, adică în cazul nostru 1. Și așa am stocat cele 3 cifre. La final, opa, să fac și scrisul mai mare, am uitat de scris. Tot timpul e de scris. La final, după cum am discutat, stochez în x de 0 numărul total de cifre. De ce îl stochez în x de 0, vă întrebați? Ei bine, pentru a nu folosi o variabilă auxiliară, pentru fiecare număr mare x, să știu numărul total de cifre, apelez la acest mic truc și îl stochez în x de 0. Ok, cam aceasta este operația de citire. Următoarea operație firească ar fi afișarea numărului mare, așadar scriem afișare de a. Și cum trebuie să-l afișez? Trebuie să încep de la x de 3, adică numărul total de cifre, până la x de 1. Așadar scriu un for int i, care începe de la x de 0, adică numărul total de cifre, se încheie la 1, nu se încheie la 0, i minus minus, cout x de i. Și acum rulăm și dacă scriem 124,
ne apare pe ecran 124. Următoarea operație pe care o vom face va fi compararea a două numere mari, 134, să spunem, numărul total de cifre 3, stocăm invers 4, 3, 1. Acum vă întrebați probabil cum compar eu două numere mari. Pornim de la cap și comparăm pe rând cifrele. 1 este egal cu 1? Da. Vă întrebați probabil de ce încep de la cap. Ei bine, după cum știți, pentru a compara două numere, începem cu cifra cea mai semnificativă, cea mai puternică. În cazul nostru, 1 este cifra sutelor, deci este cea mai puternică cifră și ar fi normal ca operația mea de comparare să se termine cât mai rapid, așa că o fac cât mai eficient și compar cele mai semnificative cifre pe rând. Încep cu 1, 1 este egal cu 1, mă duc mai departe, 2 nu este egal cu 3 și returnez numărul meu 134. Numai că mai avem câteva șmecherii, nu este atât de simplă operația aceasta. Int compară număr mare A și număr mare B. În lucru cu numere mari, noi s-ar putea să mai avem o căsuță aici în care să stocăm zerouri nesemnificative, adică zerouri care nu vor fi luate în seamă. Așadar, prima oară trebuie să mă asigur că aceste zerouri nu există și trebuie să le elimin. O să vedeți mai încolo la operația de adunare și de scădere la ce folosim noi zerourile nesemnificative. Așadar, înainte de a le compara, trebuie să mă asigur că nu am zerouri care să mă încurce. Vă explic imediat ce face acest while. Acest while, de exemplu, dacă aici aveam 5, acest while ce făcea? Se ducea la poziția 5 și verifica dacă numărul de pe poziția 5 este 0. Dacă era 0, tăia din 5, îl făcea 4, nu mai luăm în considerare chestia asta. La fel, se duce pe 4, verifică că este un 0 nesemnificativ, îl taie, îl face 3 și ajunge la numărul nostru inițial. Așadar, după ce am verificat că nu avem 0-uri nesemnificative, încă o condiție foarte bună ar fi să verificăm prima oară dacă numărul de cifre este egal. S-ar putea să nu aibă același număr de cifre, așadar compararea noastră se va sfârși foarte repede. Ce va returna funcția mea compară? Funcția mea compară primește doi parametri, primul parametru fiind primul număr, al doilea parametru fiind al doilea număr. Ca să folosesc funcția mea compară cât mai eficient, voi returna minus 1 dacă primul număr este mai mare, 0 dacă acestea sunt egale, sau 1 dacă al doilea număr este mai mare. Voi apela la fel ca string compare. După cum știți, str.cmp returnează minus 1 dacă primul șir e mai mare, 0 dacă sunt egale, 1 dacă al doilea șir este mai mare. Apelez la aceeași șmecherie, return minus 1. În caz contrar, verific dacă al doilea este mai mare, la fel return 1. Hai să scriu plus 1 să înțelegeți mai bine. Și începem să parcurgem cele două numere. Cele două numere știm sigur că au același număr de cifre, așa că nu contează dacă încep de la A de 0 sau B de 0, până la I mai mare ca 0, exact ca și în cazul afișării, I minus minus. Dacă A de I mai mic decât B de I, returnez minus 1. În caz contrar, dacă A de I mai mare decât B de I, returnez plus 1. În momentul în care for-ul meu se sfârșește și a ajuns aici, returnez 0. După cum știți, în momentul când funcția dă de un return, acesta se oprește instant. Dacă nu s-a oprit nici aici, nici aici, nici aici, nici aici, înseamnă că cele două numere sunt egale. Următoarea operație pe care o vom implementa este suma a două numere mari. Ne întoarcem aici, modificăm puțin numerele noastre, avem 94 și dăm al doilea număr ca fiind 96. Numărul total de cifre 2. Pentru a calcula suma a două numere mari, trebuie mai întâi să ne asigurăm că amândouă au același număr de cifre. Dacă, de exemplu, vrem să adunăm numerele 124 și 96, cele două vor arăta în memorie astfel. Am menționat la compararea două numere că trebuie să ne asigurăm că nu au cifre nesemnificative, că nu au zerouri nesemnificative. În cazul nostru voi apela la o șmecherie și aici voi pune un 0 nesemnificativ pentru a avea același număr de elemente și sus și jos. Dacă numărul nostru este mai mic, evident, adăugăm mai multe zerouri, cum am spus. După acesta vom parcurge simultan cele două numere, începând de la unități, adică începând de la poziția x de 1 și y de 1, adunăm mai întâi 4 cu 6. Hai să scriu aici cele două numere una sub alta, exact ca în clasele primare, trebuie să le adunăm, plus. Noi în clasele primare adunăm cifră cu cifră și aveam o variabilă în care stocam cu cât suntem în plus. Această variabilă se numește cifră de transport, eu voi numi T, în care se va stoca mereu ce este în plus. Și haideți să adunăm. 4 cu 6 face 10. Punem 0.
și cifra noastră de transport va fi 1. 9 cu 2 face 11, plus cifra de transport face 12. În cazul nostru, cifra de transport rămâne 1, iar 1 cu 0, aici aveam 0, țineți minte, 1 cu 0 face 1, cu cifra de transport 1 face 2. Și așa am adunat cele două numere. Haideți să scriu și funcția aceasta. Void sumă, număr mare A, număr mare B și număr mare rezultat. Ne luăm variabila noastră T și ne mai trebuie o variabilă max ca să știm numărul maxim de cifre. Comparăm cele două numere pentru a vedea unde lipsesc zerouri. Dacă B este mai mare, atunci maximul va fi B de 0. Și completăm la A, int egal cu A de 0. Începem de la cap, A plus 1, mă scuzați, I mai mic sau egal decât B de 0, I plus plus, acest for începe de aici, se termină aici și completează zerouri până când cele două numere sunt egale. Trebuie să facem și cazul contrar. Iar acum să începem algoritmul nostru efectiv, int i. Ne declarăm o variabilă i, o să vedeți după de ce nu o declarăm for. Începe i-ul, începe de la 1, i-ul mai mic sau egal decât numărul maxim de cifre, i plus plus, int cifra efectivă este a de i plus b de i plus cifra noastră de transport. În rezultat de i stocăm cifra procent 10. De exemplu, noi am obținut 9 plus 2 plus cifra de transport 1, am obținut 12. Dar noi când adunăm stocăm doar ultima cifră, adică 2-ul, și reținem 1-le în cifra de transport. Așadar scriem cifra procent 10 pentru a stoca doar 2-ul și în cifra de transport reținem pe 1, adică 12 pe 10, 1. S-ar putea să ne rămână cifra de transport pe la final. Așadar scriu rezultat de i, deoarece i-ul meu nu l-am stocat în for, l-am stocat auxiliar. În i-ul meu, în caz că mai am o cifră de transport, o memorez la final. În caz contrar, scad i-ul, deoarece va ajunge la max și nouă ne trebuie max minus 1. Și la final, după cum am vorbit la început, trebuie să stocăm numărul al cifre, în cazul nostru i. Dacă nu avem o cifră de transport, i-ul se va scădea cu o unitate. Iar în caz că avem o cifră de transport, i-ul meu va rămâne același. Haideți acum să discutăm despre scăderea a două numere mari. Și avem aici y egal cu 29 și stocăm în ordine inversă. Și avem numerele 421 și 92. 4 minus 9 face minus 5. Așadar aici trec pe 5 și am o unitate în minus. Aici voi avea 1 minus 2. 1 minus 2 cât face? Face minus 1, dar eu nu pot să trec aici minus 1. Așadar apelez la un mic truc. Eu aici voi stoca 10 minus rezultatul obținut dacă numărul este negativ. De exemplu, 4 minus 9 face minus 5. Îți scădăm pe 10 minus 5, 5. Aici, tot la fel, voi avea o variabilă T în care stochez cifra de transport și aici nu voi avea 2, voi avea 1. Hai să trec 1. 1 minus 2 cât face? Minus 1. Apelez la același truc, 10 minus 1 face 9. Aici tot la fel, cifra de transport, nu voi mai avea 1, voi avea 0. Iar dacă citesc numărul nostru invers, avem 90 și 5. Facem citire de B, număr mare A, B și C, sumă de A, B, stocăm în C, stocăm în C și la final afișare de C. Am avut prima oară numerele 124 și 96, 124 cu 96, obțin numărul 220. Acum scriu funcția mea diferență, avem număr mare A, număr mare B și la fel număr mare rezultat. Trebuie mai întâi să ne asigur că scad din numărul mare, îl scad pe numărul mic. Numărul meu mare va fi A în cazul acesta. Dacă numerele nu sunt în ordine, apelăm diferență de B, A și rezultat. Inversăm parametrii. În caz contrar, înseamnă că numerele sunt plasate cum trebuie. Ne luăm un I și un T, cifra noastră de transport egal cu 0. Începem de la 1, încheiem la numărul maxim de cifre, în cazul nostru au fiind numărul mare, încheiem la A de 0 și stocăm în rezultat, rezultat de I. Vom stoca A de I minus B de I plus cifra noastră de transport. Am discutat pe desen că s-ar putea ca rezultatul nostru să fie negativ. În caz că rezultatul nostru este negativ, trebuie să stocăm în rezultat de i
numărul plus 10, am văzut că am obținut, opa, am văzut că am obținut minus 5, dacă dau plus 10 obțin 5, am văzut că am obținut minus 1, dacă dau plus 10 obțin 9. De asemenea, trebuie să țin minte că sunt dator cu o unitate în cifră de transport, în caz contrar, dacă diferența s-a efectuat în mod normal, am scăzut 9 minus 1, am obținut 8, rezultatul meu nu este negativ, atunci nu suntem dator cu nimic, nu avem nicio cifră de transport. La final, e minus minus pentru a scădea numărul total de cifre și s-ar putea să am zerouri nesemnificative la final, așadar ar trebui să le elimin. Cu acest i, la fel cum am făcut și în funcția compară, elimin zerourile nesemnificative și la final, cum am făcut și până acum, în rezultat de 0, stocăm numărul total de cifre. Ce numere am scăzut eu? Am scăzut 124 și 29. Hai să facem diferență. Diferența noastră este 95. Cam acesta a fost tutorialul de astăzi. Aceasta este partea 1, operațiile de bază. Dacă văd că tutorialul a prins foarte bine și că v-a plăcut, o să revin și cu partea 2, înmulțirea cu un scalar, adică 124 înmulțit cu 5, înmulțirea a două numere mari, unde lucrurile se complică, de asemenea și împărțirea cu un scalar și împărțirea a două numere mari. Cam asta a fost tot pentru astăzi, eu am fost Mihai, vă mulțumesc tare mult pentru vizionare, aveți articolul și pe site, ne auzim data viitoare.